ce abil și ușor emotiv, harnic și atent cu toți cei din jurul său, Tavi este un tânăr deosebit. Este singura persoană cu autism din România care are un loc de muncă stabil. Tavi iubește muzica, plantele și mașinile, despre care cunoaște mai multe detalii decât majoritatea dintre noi. Tractoare, mașini, camioane, trenuri, tramvaie, helicoptere și motoare, nu le-am. Modele Kawasaki și Honda, Suzuki, Yamaha, toate modelele nipone. Nu am un tractor, de mic copil îmi plăceau aceste utilaje, mașini agricole. Când eram copil, mic copil, nu vedeam un tractor, uite tractorul. Tavi muncește zi de zi și interacționează în permanență cu colegii săi. Munca sa nu rămâne nerăsplătită, iar fiecare bănuț câștigat este pus deoparte, pentru că Tavi are visuri mari și planuri pe măsură. Îmi pun deoparte așa pentru excursii. Drum anul viitor. Anul ăsta, dacă să spun că merg cu maică mai în Franța, la Paris. Nu am gândit la haide așa de slo. Mai mers cu maică mă, mers în tabăr la Pân Strâmbu. Și cu maică mă la Marea Neagră, la stăciunea Mamaia. Dacă vreau foarte mulți bani, ce-i faci? Foarte. Nu, deci e peste tot. În cazul India, mai zice. Și Maharajar, Maharajar. La locul de muncă, Tavi sortează și numără pungi, în timp ce cântă sau le povestește colegilor despre țările pe care le-a vizitat. Totul se desfășoară sub atenta supraveghere a educatorilor specializați. Tavi face parte din echipa beneficiarilor angajați pe unitate protejată. Momentan se ocupă cu sortatul pungilor și cu număratul. Activitatea lui de bază este numărată pentru că el știe să numere și atunci le numără câte 10 și le împăturește și le dă la colega mai departe care le pune în cutie. Poate să țină și evidența în zilele când trebuie, ține și evidența și notează pe o hârtiuță acolo cât se a numărat. Mai este antrenat atunci când face mărțișoare, este foarte meticulos în a face șnurul de mărțișoare, în a-l prinde pe cartonașul acela. Și în rest este foarte sociabil cu colegii, uneori le face mici cadouri, le aduce mici jucăriuțe, mașinuțe, ursuleți, ține minte când este zilele colegilor de naștere și chiar o jucăriuță cât de mică, deci un simbol care este, el este foarte atent cu fiecare. Toate activitățile zilnice ale lui Tavi, pe numele său complet Octavian Drăgușan, seamănă cu cele ale oricăruia dintre noi. Puțin știu însă că Tavi știe să salute în peste 10 limbi străine, sau că el cunoaște denumirile în latină pentru toate plantele din grădina sa. Cei cărora le zâmbește pe drumul spre locul de muncă nu știu nici că viața lui Tavi s-a schimbat radical în 1997, când tânărul a trecut pentru prima dată pragul Fundației pentru Voi, al cărei beneficiar este și astăzi. Tavi este unul dintre exemplele noastre de povești de succes, pentru că este singura persoană cu autism care are un loc de muncă, chiar dacă este într-o unitate protejată. Este un tânăr vesel, fericit, care are hobby-uri, care își rezervă timp pentru pasiunile lui. Mai presus de toate, cred că povestea lui demonstrează că atunci când există servicii de suport adecvate, atunci când există profesioniști care știu să abordeze în mod corect problema, și persoanele cu autism pot fi integrate în comunitate, pot avea un loc de muncă, pot trăi acasă, pot avea prieteni, pot avea hobby-uri. Din păcate, sunt foarte puține cazurile în care toate aceste servicii să existe și să avem povești de succes în domeniul persoanelor adulte cu autism. Tocmai de aceea este nevoie de o preocupare pentru acest grup dezavantajat, atât din partea celor care
decidenților politici din România, cât și din partea specialiștilor, profesioniștilor din țară, care, din păcate, au dedicat prea puțin timp acestui subiect. Autismul este o problemă de sănătate publică care în alte țări este considerată o prioritate națională, alături de bolile cardiovasculare și de cancer. Din păcate, în România nu este recunoscut ca atare. Adulții cu autism fiind complet ignorați din punct de vedere legislativ. Aceasta face ca întreaga povară să stea pe umerii familiilor care se luptă singure cu greutățile cauzate de discriminare, de lipsa serviciilor de sprijin, de excluziunea socială. Așa cum poliomielita a fost provocarea anilor 50 și SIDA a fost provocarea anilor 80, tot la fel autismul este provocarea anilor noștri la nivel internațional, pentru că nu cunoaștem cauza care provoacă autismul. Practic, toate terapiile și toate metodele de intervenție se adresează simptomelor și nu cauzei, pentru că, repet, aceasta nu se cunoaște. Incidența autismului a crescut foarte mult în ultimii ani. Astăzi vorbim de o incidență de 1% în toate grupele de vârstă. În România, din păcate, situația este dramatică, pentru că nu există cadru legislativ, nu există o recunoaștere oficială a diagnosticului pentru adulți, nu există servicii de sprijin. Nici când lucrează, nici când este acasă, Tavi nu uită de marea sa pasiune. Absolvent al cursurilor Școlii Populare de Artă, el cântă mai mereu pentru că iubește muzica, dar numai pe cea de calitate. Nu oricare muzică. Genul ăla de muzică veste, autentică. Muzica care se cântă mai ales la tată. Muzica populară. Talentul și pasiunea pentru graiul și portul vănățean l-au dus pe Tavi peste hotare, unde a participat alături de grupul vocal instrumental pentru voi la numeroase concerte și festivaluri internaționale în care a reprezentat România cu succes. În Portugalia s-a comportat foarte bine, mai ales că el a știut puțin limba portugheză, chiar a vorbit acolo în portugheză și noi am luat acolo locul 2. Familist convins, bine crescut și independent financiar, Tavi are planuri de viitor serioase. Nu știu. Vorbesc? Ai drumul, dacă mă ajută. Mă însurat. Am cuțul meu. Sunt tată devotat.